Bun găsit, vă spun, la o nouă ediție a emisiunii Observatorul Prahovean Live, alături de mine președintele Consiliului Județean Prahova, nou ales la alegerile de luna trecută, domnul Iulian Dumitrescu. Bun găsit, vă spun, domnule Dumitrescu. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Ales pe 27 septembrie, dar în efectiv am avut jurământul vinerea trecută, deci am practic doar o săptămână în Consiliul Județean. Într-o săptămână, dacă ați fi să trageți așa o linie asupra ceea ce ați găsit în Consiliul Județean Prahova și înainte să răspundeți la întrebare, vă mai servesc cu una, cu ghilimele de rigoare. Ilie Bolojan la Consiliul Județean Bihor a aplicat deja o reducere a organigramei cu aproape 50% din posturile existente pe care le-a preluat la mandatul respectiv. Vreau să vă întreb, dincolo de ce ați găsit în Consiliul Județean Prahova, dacă vă gândiți și dumneavoastră la o astfel de abordare. Nu vreau să folosesc termenul reducere, aș vrea să folosesc termenul curățenie. Curățenie trebuie făcută în orice instituție care are o organigramă pe care tu o consideri ca și conducător al unității, organigramă încărcată. Suntem în analize. În principiu, zilele astea o să avem o decizie vis-a-vis de organigramă și o să fiți dumneavoastră presa primii care o să aflați. Dar așa, la o primă analiză, ați constatat lucruri, să spunem, nefirești într-o organigramă, fie și într-o instituție de stat. De ce vă întreb? Pentru că în privat altfel se gestionează, să spunem, business-ul. Adică fiecare știe ce are de făcut, cel care nu face față postului automat trebuie să-și găsească în altă parte. La stat e și vorba aceea, leafa trece, timpul trece, leafa Leafa merge. merge, da. Avem tot felul de ciudățenii în Consiliul Județean. Am văzut că avem un departament de plante și doar de el vreau să vorbesc. Și după aceea, dacă îi întreb exact 11 persoane la departamentul ăsta, nu știu exact ce fac. Eu n-aș putea să vă spun ce fac, că dacă ei nu știu, n-aș avea cum să vă spun ce fac ei. Avem, înțeleg, un departament de pompieri dedicat pentru noi la Consiliul Județean. N-am apucat să discut cu dumnealor. Vorbim de clădirea din centrul Ploieștiului, la cât? Un kilometru de unitatea de pompieri de pe Rudului. Sau mai puțin, cam. Sau chiar mai puțin. Da, Am da. înțeles. Sunt multe lucruri. Dacă ești un. Dacă vrei o organigramă eficientă, trebuie să Veți face faci o anumite analiză pe schimbări fiecare acolo. departament în parte, Deci, domnul Dumitrescu? pe fiecare departament, pe fiecare compartiment și pe fiecare persoană în parte. Până la Ok. urmă, ei sunt plătiți din banii tuturor și ei trebuie să muncească în raport cu banii pe care îi primesc. Cum sunt salariile? Evident, nu o să ne puteți da niște sume exacte, dar așa, la o primă vedere, Sunt și peste 1000 de euro salarii net. vorbim de angajați fără niște funcții de conducere importante, Da. Da. Sunt gen salarii bune, da, sau sunt foarte bune în Consiliul Județean. mai bune decât la privat. Cred că da, mai bune ca la mulți dintre privat, să spunem așa. Sunt Da. salarii bune, da. Bun, Vorbim. a susținut o conferință de presă vinerea trecută alături de directorul, noul manager al Spitalului Județean de Urgență Ploiești, domnul Bogdan Nica, în care ați anunțat, pe lângă rectificarea bugetară și alocarea de fonduri suplimentare pentru Spitalul Județean de Urgență din Ploiești, ați avut și câteva, să spunem, precizări în legătură cu ceea ce s-a descoperit la Spitalul Județean de Urgență Ploiești din vechiul management, să spunem așa, inclusiv patru ventilatoare nefolosite în magazia spitalului, în timp ce la ATI era clar nevoie de așa ceva. Nu știu, mai aveți informații suplimentare referitoare la modul în care este gestionat cel mai mare spital din Prahova? Bun, eu am început munca luni săptămâna trecută. Normal că sunt foarte multe decizii de luat și foarte multe lucruri de schimbat în Consiliul Județean. Având în vedere ce se întâmplă cu pandemia și cu toate necazurile care sunt în ceea ce privește Spitalul Județean, am zis prima dată să mă ocup de problemele de acolo. Marți, cred că luni am ajuns în Consiliul Județean, marți l-am numit pe domnul Nica manager interimar. Am solicitat la Direcția Economică
bani pentru o rectificare. Joi am făcut o rectificare de 4 milioane de lei, 40 de miliarde de lei vechi. Pe ce s-au dus bani? Am mai explicat, dar totuși poate n-a urmărit multă lume conferința de presă care a fost ad hoc săptămâna trecută și ar fi bine să mai spun încă o dată. Aveam de rezolvat problema oamenilor care așteptau afară în curtea spitalului județean, așteptau în ploaie să-i bage la triaj într-un cort neîncălzit. Era o problemă care a apărut în presa națională și era normal să o rezolvăm. Nu că a apărut în presa națională, era normal să o rezolvăm, că trebuia rezolvată. Cum am gândit? Un cort la intrare mai mare decât cortul care e acum, am solicitat de la ISU și în cortul ăla oamenii vor sta să aștepte și am alocat o sumă pentru închirierea la 3 containere. Dacă vine un pacient și vede că, nu știu, să zicem, are niște simptome care țin de coronavirus, îl bagă într-un container, dacă are febră, dacă strănută, dacă tușește, abar n-am, și dacă nu, intră în celelalte două containere, ca oamenii să... Toate trei containerele sunt încălzite, au condițiile bune, nu mai stă nimeni să dezbrace în frig, să-i consulte în frig, nici doctorii care stau la triaj nu mai stau în frig, nici asistentele. Deci din punctul ăsta de vedere, având în vedere condițiile date și urgența, eu zic că este o soluție decentă și sper că oamenii să o aprecieze ca atare. Aveam de rezolvat o problemă cu prizele de oxigen. La fiecare pat, la secția de pneumo și sunt, oamenii au nevoie, știți, cu coronavirusul, principalul simptom este că ai nevoie de oxigen, dacă ai un anumit nivel al saturației. Am constatat că e, am spus eu, ca în epoca de piatră, se aduceau niște butelii la nord, la spitalul județean și după aceea se distribuiau pe secții. Veneau oameni, le luau cu mașinile, le aduceau la secții. Cei din secție ieșeau, deschideau un geam, doamnele îmbrăcate, ați văzut cum sunt îmbrăcate, da, acolo, ca un cosmonaut, luau buteliile pe geam, le cărau sus pe la bolnav, le puneau la pat, când se goleau buteliile, aceeași procedură. Am rezolvat problema asta, am alocat o sumă infimă de bani. Practic pe mine m-a șocat doar că sumele care erau necesare pentru probleme destul de arzătoare nu erau mari. O sumă, 120.000 de lei cred că am dat pentru prize și acum se lucrează să se rezolve și problema asta. Deci am terminat, zic eu, cu toată... Bine, practic asta cu buteliile, cred că da, se făceau în medicina de acum 40-50 de ani, nu în 2020. Da, bun, dumneavoastră... Și cea mai importantă, da, de care ați pomenit, să spunem așa, într-o secție, să zicem, sunt 18 persoane, sunt 18 paturi, erau 12 ventilatoare. 12 bolnavi stăteau la cele 12 ventilatoare, 6 bolnavi stăteau la butelie cu furtune în nas, deși și ei ar fi avut nevoie de ventilatoare. Și atunci săracii medici sau asistente sau cine operează acolo erau forțați ca din când în când să scoată pe cineva de la ventilator și să-l mute la furtunașele alea pe care le bagi în nas. După aceea, dacă simțea că cel de la furtuna, să zicem, se sufocă sau da, are nevoie de ventilator, lua de acolo, scotea pe altul și vă înțelegeți. Incredibil. E ceva incredibil care te și sperie ca om și nu are legătură chestia asta nici cu politica, nu are legătură cu absolut nimic. Are legătură cu omenia și cu bunul simț. Și cu organizarea, domnul Dumitrescu, că despre asta vorbim aici, nu? Nici eu nu sunt medic, dar măcar am putut să-mi dau seama că mai ai nevoie de... măcar 6 ventilatoare. Am găsit 4 ventilatoare într-o magazie și lucrul ăsta m-a deranjat. Deși când am schimbat conducerea nu știam că zac unele în magazie, dar până la urmă am găsit 4. Ele ca să fie puse în funcțiune aveau nevoie cam de 1000 de euro de ventilator. Deci erau niște chestii de făcut. Am alocat normal suma asta și am mai alocat pentru încă 6 ventilatoare.
În total o să avem 22 de ventilatoare care se folosesc, poate oamenii nu știu, pentru cazurile grave. Ele nu sunt ventilatoare din alea, ci sunt ventilatoare de oxigen ca să ventileze de fapt omul. Sunt, oamenii să înțeleagă, cei care stau la reanimare sau cei care nu pot să respire singuri sunt la ventilator, cum ar veni. Și acum am fi dat și am găsit resurse pentru mai mulți, pentru mai multe ventilatoare, dar din păcate nu avem personal pentru asta și asta e maximum cât pot să ducă oamenii ăștia care lucrează acolo și care, să știți că fac, muncesc foarte, foarte mult, sub stres, poate știți și dumneavoastră și sunt sigur că aveți gărzi, informații. Ore, ore, gărzi fără număr și așa mai departe. Aia, o zi liberă sau mai exact. Fel, ei sunt non-stop acolo pe baricade și restul banilor sunt pentru facturi restante, tot ce nu s-au plătit de prin august, nu știu, de la tot ce acolo în spital nevoie. Bun, o altă problemă pe care am semnalat-o și noi în urma imaginilor trimise chiar de pacienții care au ajuns în izolatorul de la județean ține și de, neapărat că nu putem să vorbim de un confort, de niște condiții decente de cazare și masă. În continuare e o problemă și cu mâncarea pacienților, în continuare e o problemă și cu condițiile de cazare ale acelor pacienți. Există șanse ca, iată, despre Spitalul Județean de Urgență Ploiești să nu se mai vorbească în termenii ăștia: domne, mi-au pus o pătură roasă de desubt, n-au avut lenjerie, nu mi-au dat să mănânc, nu mi-au dat o cană cu apă, a trebuit să sun să-mi trimită de acasă o oală cu mâncare și așa mai departe. Vom termina vreodată cu nebunia asta? Săptămâna asta am avut de rezolvat urgențele astea care țin strict de, până la urmă, țin de viața pacienților. L-am rugat pe manager să vină săptămâna asta cu un raport vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră, de circuitele astea care, să spunem, sunt pentru, nu confortul pacientului, e prea mult spus. Nu, condițiile de internare, nu? Sunt în planul 2 vis-a-vis de ce am rezolvat noi săptămâna asta. Deci de săptămâna asta, de asta am și spus că am găsit resurse mai multe și n-o să, până la urmă, este prioritatea zero în această perioadă și în toate perioadele care vor veni, nu doar în această perioadă. Lucrurile se vor schimba. Ele nu se schimbă de azi pe mâine, dar măcar ce ține de ce a spus dumneavoastră, putem să schimbăm de azi pe mâine. Pe viitor trebuie alte lucruri. Adică... Dar, domnule Dumitrescu, ați venit cu bani de acasă, ați inventat dumneavoastră niște sume. De ce lucrurile astea nu s-au făcut până acum? Adică nu au fost banii, n-au cerut medicii, e vorba de management defectuos în zona de spitale, de administrație locală. Ce se întâmplă de fapt? Sau cum vă explicați? E aproape că întrebarea noastră, scuzați-mă, e retorică de fapt, da. E evident că atunci când ai un buget, trebuie să prioritizezi bugetul ăsta. Prioritățile celor care au condus Consiliul Județean până acum au fost altele nici de cum astea. Pe ce au dat bani încă într-o săptămână nu pot să vă spun. Știu că au avut vreo 88 de milioane excedent. Nu mai niciun leu, ca să fiu. Pe ce am solicitat și eu să mi se spune exact pe ce au cheltuit 88 de milioane de lei din excedent, în condițiile în care am facturi neplătite din luna august la Spitalul Județean. Și nu vorbesc de facturi de telefonie, facturi de pază, facturi pentru cei care ridică deșeurile medicale, facturi de spălătorie, adică practic cam toți ar fi vrut să se oprească. E o investiție acolo la secția, hai să zicem, originală de ATI, că acum funcționează ATI-ul în două încăperi. E o investiție și le s-au alocat la constructori bani cu picătură. Mai lucrau ei, se mai opreau, li se mai dădeau un ban, iar mai lucrau. Cred că o terminau până 2030 în ritmul ăsta. Vorbim de terapie intensivă, domnul Dumitrescu, adică acolo unde ajung cazurile grave, acolo unde ajung pacienții operați. Te duci la terapie intensivă. Da, acum și asta, da, iarăși, am alocat bani și aici, de asta mi-am adus aminte în timp ce v-am spus.
Am lucrat și aici că până la urmă, de asta aveam urgențele zero în cadrul spitalului și apoi o să ne ocupăm și de ce a spus dumneavoastră vis-a-vis de condițiile de igienă, de condițiile de masă și toate celelalte. Dacă ați trage o concluzie asupra informațiilor care v-au parvenit din zona Spitalului Județean de Urgență și secțiile aferente, care ar fi aceasta? Reavoință, incompetență? Mai spune, nu, toate, da? Mai spune. Am înțeles. Corupție, șpăci, firme de partid? Mai am, să știți. Posibil, n-am informații de firme de partid sau de șpăși, de ce a spus dumneavoastră, dar de prostie se vede din cer. Și până la urmă, numai faptul că am găsit încă o dată 4 ventilatoare într-o magazie, la ce te duce cu gândul asta? La prostie, până la urmă, sau la incompetență sau la lipsă de omenie. Și încă o dată n-are legătură cu cine ești, din ce partid faci, ci pur și simplu cum ești ca om, până la urmă, ca manager. Am găsit bani destui cât să mai continuăm să ajutăm Spitalul Județean. Bun, aș vrea să schimbăm un pic registru. Ați anunțat în această dimineață printr-un comunicat de presă că la respectiva ședință de Consiliu Județean s-a alocat o sumă pentru transportul elevilor. Cred că de când a început școala, 14 septembrie, suntem în data de 2 noiembrie chiar. Și până acum foarte puțini elevi navetiști au avut acces la transportul gratuit între localitatea de domiciliu și unitatea de învățământ. Vorbim în special de cei care fac naveta la liceu. Sigur se va rezolva această problemă, că am mai avut experiențe de genul ăsta, ne înjurau pe noi. Să știți, părinții și elevii, domne, a scris la ziar că a ieșit domnul președinte de la Consiliul Județean și a anunțat că s-a rezolvat problema a transportului gratuit și uite, copilul meu nu este lăsat în microbus decât dacă plătește abonament sau bilet. Sincer, dacă am rezolvat problema cu abonamentele, sincer, n-am înțeles de ce nu putea fi rezolvată, că practic trebuia să rectifici bugetul, te uiți unde nu ai... N-ai avut execuție, să muți banii de acolo pe zona de abonament. Noi am plătit pentru ce s-a dat la luna septembrie, că unii transportatori au dat, deși nu erau bani prevăzuți în bugetul Consiliului Județean, am plătit octombrie, am alocat bani să plătim octombrie și am prevăzut bani pentru noiembrie și decembrie. Am informat pe transportatori că avem bani prevăzuți în buget și pot liniști să dea abonamente la toți copiii. Nici nu prea... Pot să-mi explic de ce, că vorbim de o sumă infimă, iarăși vreo 400.000 de lei, cred că în total. Am alocat, că noi plătim doar jumătate mai plătește inspectoratul. Deci știți că a fost în timpul campaniei, a fost destulă discuție exact. pe subiectul ăsta, nici n-am înțeles. Reacția transportatorilor a fost una ok, adică oamenii au spus, da domne, dacă ne recuperăm banii, începem să-i liberăm. Până la urmă, interesul lor era să dea abonamente. Ei doar au reclamat atunci că nu sunt bani prevăzuți în bugetul Consiliului Județean. Acum sunt bani prevăzuți și sunt informați de asta. Ei trebuie doar să elibereze, pentru că nu era problema la inspectorat, era doar la Consiliul Județean. Noi ne-am ocupat, am rezolvat și problema asta și de la 1 noiembrie toți transportatorii ar trebui să elibereze abonamentul. Cei care nu vor face asta conform legii riscă inclusiv, să spunem, să anularea licenței. Exact. Mă rog. Să fim fără milă, dacă nu fac. Da? Deci veți merge până acolo, pentru că deja aici vorbim de reavoință. Nu mai există niciun motiv pentru care să nu faci asta. Bani sunt la Consiliul Județean, inspectoratul. Părinții pot reclama la Consiliul Județean dacă operatorul de pe ruta X nu eliberează astfel de abonamente gratuite evident, pentru ele? Da, evident. Bun. Deci chestia asta eu consider rezolvată și aștept ca... În cazul în care, să știți, da, că în cazul în care vom mai primi sesizări, le vom direcționa către dumneavoastră pentru a identifica exact punctual operatorii neserioși care nu-și respectă, să spunem, nu respectă legislația în vigoare. Nu cred că ar avea de ce, dacă mă întrebați. Zic că dacă atunci avea un motiv să spună nu sunt bani, de unde știu eu că îmi dă Consiliul Județean bani până la sfârșitul anului, acum banii sunt acolo și nu prea văd de ce unul n-ar, că până la urmă e... Consiliul Județean plătește, inspectoratul școlar va plăti și el. Deci nu prea.
Cred că e o problemă rezolvată și părinții or să o constate de la întâi de astăzi. Ați preluat conducerea unui județ, conducerea administrativă a unui județ, care, deși, să spunem, în statistic este unul dintre cele mai dezvoltate din țară, în continuare există numeroase localități care nu au acces la niște utilități precum apă, canalizare, gaze, drumuri, să spunem. Cum vedeți dumneavoastră, e clar că nu puteți asfalta peste noapte toate drumurile județene, nu puteți, mă rog, nu, Consiliul Județean nu poate face parteneriate peste noapte cu toate localitățile care nu au utilități. Există vreun plan pentru zecile de mii de prahoveni care, iată, în 2020, cât a mai rămas din el, nu au acces în continuare la astfel de utilități? Evident că există. Cred că am mai zis în campanie că să încerc să fac ce nu s-a făcut în mulți ani, să fac în anii ăștia 4. Și e un moment bun cu fondurile astea europene. Odată suntem prinși într-un program, se cheamă Just Transition Fund, și acolo putem să aplicăm pentru alimentarea cu gaze. Știți că e o problemă destul de importantă. Avem și pe POIM tot programul ăsta de apă și canal, sunt 380 de milioane de euro. El e întârziat, dar acum putem să-i dăm bătaie să ajungă, da, să fie și ăsta implementat. Sunt bani foarte mulți, sincer. Acum trebuie doar să ai înțelepciunea și eu să fiu sigur că nu o să mai las ca județele din Ardeal să acceseze. Știți că ei sunt fruntași totdeauna. Da. Accesare, că vorbești de Alba, vorbești de Cluj, de Bihor sau de mai știu eu care. Nu o să mai las Prahova să stea în urma lor la accesarea de fonduri europene. Da. În contră. Domnul Dumitrescu, trebuie să aveți și un personal în cadrul instituției care să știe și să fie unul serios, capabil să întocmească documentația necesară astfel încât fondurile să fie atras. Degeaba la nivel declarativ dumneavoastră vă doriți, dacă oamenii plătiți și cred că vorbim de sporuri de 50% din leafă pentru fondurile europene, nu-și fac treaba. Da, în mod normal trebuie extins departamentul de fonduri, adică trebuie reorganizate departamentele din, mai bine mai reduc din pompier, ca să dau un exemplu, și mai bag pe cineva la fonduri, ca să, asta ca o glumă. Adică trebuie organizat altfel. Dacă știți ținta, atunci structura trebuie să urmeze țintele pe care le-ai stabilit. Și țintele, să știți că sunt generoase. Adică sunt posibilități foarte mari în perioada asta și, fără să vă spun că am soluții pentru toate, am soluții pentru multe și o să le vedeți pe parcurs implementate. Adică, oricum, lucrurile vor fi schimbate fundamental și în ceea ce privește managementul în cadrul Consiliului Județean, dar și ceea ce privește relația cu primările. Haideți să vă dau un exemplu. Deci, practic, sunt hotărât ca să am în Consiliul Județean, să zicem, 10 persoane, dar nu am stabilit exact acum, care să răspundă fiecare de, să zicem, 10 localități, ca să le informeze de ce proiecte sunt, ce axe se deschid, pentru că la ora asta, zicem, se deschide ceva pe, nu știu, înființare de săl de sport, să spun. Din toată Prahova asta, 4-5 localități, 6 au acces la câte un consultant, vorbesc de cei care n-au, nu vorbesc de Ploiești sau de Sinaia, da, sau mai știu eu ce. Și practic fondurile astea trec pe lângă ei. Trec pe lângă ei pentru că ori nu le face nimeni SF-ul, ori nu-i trage nimeni de mânecă. Ar fi ok dacă avem săl de sport pe fonduri europene, din prava să aplice 60 sau 30 sau 40, nici de cum. Eu, Consiliul Județean, își va asuma rolul de dirijor sau de fapt de vector pe toate zonele astea. Nu vom mai fi doar pasiv, cine își face, cine își caută consultant foarte bine, cine nu vine să-i mai dăm noi niște bani de parteneriat. Indiferent de culoarea politică a primarului care este în funcție, domnul Dumitrescu, pentru că știți de ce? Vă întreb, practica ultimelor 20 de ani era așa. Cine e președintele Consiliului Județean? De la PSD, ok. Primarii ăștia de la PSD primesc mai mulți bani, cei de la din opoziție de atunci PNL îi sărim tura asta.
nu o să se întâmple chestia asta, adică oamenii n-au nicio vină că primarul pe care l-au ales e PSD și nu PNL. Păi într-o localitate în care ai ales un primar PSD, sunt și liberali acolo și, și invers, să spunem. Adică când faci administrație, faci administrație. Este adevărat că mie mi-e ușor să lucrez cu aia PNL, că ea ori să mă asculte. Poate unii de la PSD s-ar putea să nu vrea să se ferească ca dracu de tămâie de fondurile astea. Dacă nu vor, eu o să le, cum să spun, o să le spun să fac asta, dar nu să pot să le bag în traistă dacă ei nu vor. Deci cam așa o să se întâmple cu ei. Deci nu va exista o discriminare nici măcar la împărțirea bugetului județului pe 2021. Vine cel mai, să spunem așa, rapid exemplu. Să vorbești foarte mult de bugetul de parteneriate, dar în mod normal ar trebui banii care ai la dispoziție odată să duci pe cofinanțări de fonduri europene. Că dacă am, gândiți-vă, dacă am 1 milion de euro și practic pot să aduc 10 milioane în județul ăsta sau în comunele astea, eu o să încerc să încep cu, întâi cofinanțările și după ce dau banii la toți cei care merg la au nevoie de cofinanțare, care generează oricum o sumă mult mai mare adusă în județul ăsta, după aceea să văd banii care rămân să-i dau pe parteneriate. Adică ordinea să fie cofinanțări, apoi parteneriate. Până acum nu s-a pus accent în județul ăsta pe cofinanțări și pe fonduri europene. Există anumite servicii la nivelul județului, să spunem, care suscită multe comentarii, reacții negative ale clienților, locuitorilor județului Prahova. Unul dintre ele este Hidro Prahova, celălalt este operatorul de salubritate. Avem exemplul la primăria Ploiești, care, mă rog, prin schimbarea conducerii, același operator de salubritate care dispăruse complet din peisaj, este brusc pe străzi, curăță platforme, nu știu, mătură străzi și așa mai departe, da, exact. O să vedem o astfel de schimbare și la nivelul județului, mă refer aici la cele două componente, evident, apă și salubritate. Deci la Hidro Prahova încă n-am analizat-o așa intuitiv. În primul rând vreau să văd dacă schema de personal este corectă și e dimensionată corect. Dacă nu, și acolo trebuie făcută curățenie, că până la urmă încărcarea schemei de personal, să zicem, prețul apei la oameni. Și de ce să plătească oamenii dacă acolo sunt niște pile de partid? Nu mă interesează. Pe mine mă interesează. Nu vă interesează și ce culoare are carnetul de partid? Dacă e galben-albastru? Da, lumea știe că eu nu sunt. Vreau să fac lucruri de care să fiu mândru și până la urmă și toți oamenii să înțeleagă că asta e linia în care vreau să mergem. În ceea ce privește și după aceea avem un proiect de implementare, adică e destul de lucru la Hidro Prahova. În ceea ce privește curățenia, bani sunt la ora asta. Avem acces la bani, la aproximativ 50 de milioane de euro, să completăm găurile din sistemul de management integrat al deșeurilor. Oricum e puțin, cum să vă spun, cineva operează, cineva e la o groapă, altcineva la altă groapă, ăsta exact. Care operează se vaită că prețul e prea mare la groapă. Celălalt că nu plătește și că închidă groapa. Da. E într-un fel, e puțin făcut, hai să spun, alambicat, dar alambicatul ăsta așa a fost gândit, a fost gândit prost. Noi acum trebuie să și completăm ce mai lipsește de prin sistemul ăsta. Dar dacă mă întrebați, și pot să vă spun unde aș vrea eu să ajung, vreau să ajung și pot să ajung și o să ajung. Adică la un moment dat să se facă ca în Occident, colectare selectivă. Cine face colectare selectivă să nu plătească niciun leu și cine nu face colectare selectivă să plătească conform la ce decizie o să luăm. Adică. Și atunci sunt convins că oamenii vor să fie și ei mulțumiți, nu vor plăti niciun leu pentru gunoi, da, trebuie să aibă punga de culoare aia, peturile de culoare aia, să ducă. Adică în cât timp credeți dumneavoastră că se poate implementa la nivelul întregului județ un astfel de program? Dați-ne așa, un 2 ani.
În 2 ani. Da, da, da. Deci peste adică 2 acolo, ani. Așa, acolo o să ajungem, nu acolo vreau să ajungem. Acolo o să ajungem. Colectare selectivă, cine colectează selectiv să nu plătească, cine. Peste 2 ani. Vezi că ați mai auzit de subiectul. Păstrăm înregistrarea și peste 2 ani în aceleași condiții o să o să vă contactăm. Da? Bun. Ok. Domnule Dumitescu, am ajuns la finalul emisiunii. Vă doresc succes în noua funcție pe care o dețineți și sper ca lucrurile și în special modul în care administrația județului lucrează în folosul cetățeanului să se schimbe radical. Sper, după atâția ani în care, mă rog, lucrurile n-au mers așa cum ar fi trebuit și mă refer atât la utilități cât și la modul de gestionare a banului public. Puteți să spune după 30 de ani în care lucrurile n-au mers cum ar trebui, e cazul să existe o schimbare și în județul ăsta. Bun, vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare. Vă mulțumesc mult. Cu dumneavoastră mă revăd zilele viitoare, cel mai probabil cu inspectorul școlar general din Prahova despre problemele școlii online. Până atunci, vă dorim multă sănătate.